CCR se va pronunța după Congresul PNL în legătură cu sesizarea președintelui Senatului legat de numirea miniștrilor. Curtea a anunțat că a stabilit termen până pe 29 septembrie, doar pentru ca părțile să-și exprime punctul de vedere. Nici nu mai vorbim de un termen pentru soluționare. Adrian Năstase, senior editor pe UNTV, ne explică consecințele. Bună ziua, Lili! Bun găsit, acest punct de vedere transmis ieri de președintele Senatului, Anca Dragu, va trebui să primească toate punctele de vedere până pe data de 29 septembrie, de altfel până ieri Curtea Constituțională ar fi trebuit să primească toate punctele de vedere a părților implicate în legătură cu reclamatul posibil conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern. Asta după ce Florin Câțu a reclamat faptul că semnăturile pentru moțiunea de cenzură nu ar fi fost în original. Curtea Constituțională urmează să stabilească astăzi și o dată concretă pentru dezbaterea solicitării respective și să stabilească dacă s-a produs într-adevăr un conflict de natură constituțională. Cel mai probabil și acest termen va fi devansat până după Congresul PNL, care va avea loc pe 25 septembrie și se va alege conducerea Partidului Național Liberal și chiar și după data de 30 septembrie, având în vedere că până la acea dată trebuie ales și președintele Alianței USR Plus. Cel mai probabil acest termen va avea loc la începutul lunii octombrie. Până atunci însă, dacă se pun de acord, parlamentarii din birourile permanente pot dezbate și vota moțiunea împotriva guvernului Câțu. Deocamdată ea este stopată din lipsă de cvorum.